Bună ziua! Ciprian Banciu, coordonatorul programelor pentru eficiență energetică și digitalizare din partea companiei Raja. Microfonul mai sus, vă rog, Da, și... sigur. Am venit aici să vă vorbesc în primul rând pentru eficiența energetică, dar o să vă spun câteva cuvinte și despre companie, deși cred că cunoașteți în mare parte care este activitatea companiei. Raja este cel mai mare operator public regional în domeniul serviciilor de furnizare al apei potabile și al epurării apei uzate. Are aria de acoperire și de furnizare a serviciilor, se întinde pe 7 județe: Constanța, Ialomița, Călăraș, Ilfov, Dâmbovița, Bacău și Brașov. Aproximativ deservim cam 3 milioane de beneficiari în 170 de localități. De-a lungul timpului am încercat să dezvoltăm activitatea și societatea și ne-au ajutat foarte mult fondurile nerambursabile pe care am putut să le atragem cu ajutorul ministerelor de dezvoltare, astfel că până în prezent avem 1,1 milioane de euro atrase din fonduri nerambursabile pentru extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, pentru stații de epurare noi, pentru stații de tratare noi, pentru capacități de stocare, surse de apă potabilă, aducțiuni, dar inclusiv pentru energie regenerabilă și digitalizare, nu în ultimul rând pentru digitalizare. Pot să vă dau câteva date operaționale ca să putem să definim necesitatea noastră de a accesa această componentă de eficientizare a energiei. Pot să vă spun că Raja este un mare consumator de energie electrică. Avem cam 630 de puncte de consum. Consumul anual pentru 2023, ca să vă faceți o idee, așa a fost undeva la 94.500 de megawați oră, ceea ce reprezintă în bani foarte mulți bani, 83 de milioane de lei, dacă îi calculăm. Cheltuiala pentru un metru cub, ca să producem un metru cub de apă potabilă, Raja cheltuiala cu energia reprezintă cam 17,5% din cheltuiala totală pentru acest metru cub. Și din cauza aceasta am căutat să vedem cum putem să eficientizăm costul metrului cub de apă potabilă. După cum știți, a fost o evoluție foarte mare în 2021-2022 a prețului combustibilor și energiei electrice. Din cauza aceasta am avut un impact foarte mare în creșterea prețului apei potabile. Asta se resimte și în costul metrului cub plătit de fiecare cetățean. Și din cauza aceasta, creșterea costurilor cu energia electrică are un impact. Cresc cheltuielile totale și pentru a nu afecta eficiența operatorului, toată aceasta se reflectă în costul metrului cub plătit pe factura finală. De asemenea,
toate investițiile pe care le-am făcut în stații de pompare, stații de tratare noi, au condus totodată la creșterea consumului de energie electrică. Și a trebuit să căutăm și să identificăm soluții de creștere a eficienței energetice pentru a nu urca atât de mult costul consumatorului final. Am identificat unele soluții pentru scăderea costurilor cu energia electrică, menținerea rentabilității și eficiența activității operaționale, independența energetică bazată pe surse locale, astfel încât creșterile ulterioare de preț ale energiei electrice să fie resimțită cât mai puțin în activitatea operațională și preocuparea privind de asemenea mediul înconjurător și tot ce reprezintă emisiile de CO2. Soluțiile găsite au fost parcurile fotovoltaice sau microhidrocentralele. În contextul evoluției crescătoare a prețurilor de energie electrică și pe fondul creșterii numărului de investiții finalizate din fonduri europene, am găsit aceste două soluții și având în vedere că potențialul nostru din sud-estul geografic, din sud-estul României, este foarte mare din punct de vedere al capacității solare, atunci am preferat să implementăm soluția cu parcuri fotovoltaice. Parcurile fotovoltaice sunt o sursă de energie regenerabilă. Putem utiliza noi ca și companie spațiile din punctele noastre de lucru, unde sunt locuri unde putem să amplasăm aceste parcuri fotovoltaice și de aceea am implementat până în momentul de față 11 parcuri fotovoltaice, multe din surse din fonduri nerambursabile, 3 parcuri fotovoltaice am reușit să le facem din surse proprii. Am implementat stații fotovoltaice în punctul de lucru de la Eforie Sud, de la complexul Tallagiac și de la stația de pompare Călăraș. Câteva date despre complexul de la Tallagiac aveți pe ecran aici. Am instalat 360 de panouri fotovoltaice. La Călăraș, la sediul nostru central, avem un număr de 686 de panouri și de asemenea am reușit să luăm fonduri nerambursabile prin programul operațional de infrastructură mare, unde am reușit să facem 8 centrale fotovoltaice în Feteș, Buftea, Megidia, Mangalia și în Constanța 4 parcuri fotovoltaice. De asemenea, nu vrem să ne oprim până aici, deoarece nevoia de a diminua consumul de energie electrică și este acută. Deși noi, prin implementarea acestor parcuri fotovoltaice, reușim să suplinim maxim 20% din cheltuiala cu energia electrică consumată și de aceea vrem să dezvoltăm în continuare această componentă de eficientizare a energiei și am identificat pe viitor 26 de parcuri fotovoltaice necesare a fi implementate în perioada următoare cu diferite
capacități în funcție de fiecare de consumul fiecăruia, o putere instalată totală a tuturor celor 26 ar fi de vreo 6 kW. Avem studiu de fezabilitate pe final, este elaborat și este pe final și urmărim de asemenea fonduri pentru investiții, fonduri de modernizare și ce programe mai reușim să dezvoltăm pe viitor.